Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Sunt Vlad Madan și vă invit să vizionați emisiunea Reflector Analitic. Pentru astăzi ne-am propus să discutăm despre mai multe aspecte, precum ar fi această inițiativă ce vine din partea președintelui Republicii Moldova, domnului Igor Dodon, de a anula, de fapt, această povară a miliardului, cum ne-am obișnuit fiecare dintre noi să-i spunem, și în același timp ne-am propus să discutăm și despre subvențiile partidelor politice. Despre aceste aspecte vom încerca să discutăm împreună cu domnul Igor Volnițchi, analist politic. Bună seara și bine ați venit! Seara. Și Nicolae Pascaru, președintele Mișcării de Tineret Voievod. Bună seara și bine ați venit! Domnule Volnițchi, coaliția de guvernare nu a respins inițiativa Partidului Liberal privind inițierea procedurii de suspendare a președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon. Ce ar însemna asta? Ne putem aștepta la faptul ca această inițiativă să fie luată în modul cel mai serios și să ajungem ca să ne pomenim cu suspendarea președintelui, sau până la urmă acești politicieni își dau seama că nu au surs de izbândă, dar totuși au mers pe această cale? Care este viziunea pe care o împărtășiți? Coaliția de guvernare este fidelă propriilor principii de lucru și unul din principiile de bază, din păcate, rămâne șantajul, iar ceea ce văd eu prin această inițiativă, nu zic, poate liberal au și avut la un moment dat o intenție nobilă care reieșea din viziunile lor programatice, din ceea ce își dorea electoratul lor, dar până la urmă chiar și o intenție presupus nobilă a liberalilor s-a transformat într-un instrument de șantaj. De ce PD-ul, eu nici până astăzi nu am înțeles de ce PD-ul încă nu are formulată o opinie. Este chiar atât de mare dilema, este chiar atât de greu să examineze o problemă și să zici da sau ba, suntem pentru suspendarea președintelui sau suntem împotrivă. Nu, ei zic, uitați-vă, o punem acolo undeva pe raft, lasă să stea. Ce este asta dacă nu șantaj? Din alt punct de vedere, eu înțeleg și această preocupare a guvernării. Președintele le-a transmis un mesaj foarte clar că în alegeri, dacă ne amintim bine, pe ultima sută de metri a campaniei electorale, Igor Dodon a venit cu acea listă de priorități, acele prime acțiuni pe care le va face dacă ajunge președinte. Și una dintre aceste acțiuni era anume anularea miliardului, punerii miliardului furat din sistemul bancar pe umerii cetățenilor. Și asta face acum președintele. Guvernarea evident că își dorește să aibă o pârghii suplimentare de control asupra președintelui și când zic acest lucru am în vedere în primul rând acele angajamente pe care guvernarea le are față de FMI și știm că acel nou memorandum de colaborare cu FMI nu ar fi fost dacă guvernarea inclusiv nu și-a asumat pe lângă alte măsuri sociale delicate și punerea acestui miliard furat din sistemul bancar pe umerii cetățenilor. Și iată că ei acum încearcă să joace între liberali și între echipa președintului. Au venit liberalii cu această inițiativă. Ei au văzut că Igor Dodon a venit cu inițiativa anulării punerii miliardului furat în cârca cetățenilor și își zic, ia să-l mai șantajăm și noi puțin și să le spunem tuturor că uite încă nu am formulat o opinie. Cel puțin văd eu așa lucrurile din acest punct de vedere. Domnule Pascaru, speakerul Candu și premierul Filip l-au acuzat pe domnul președinte Dodon de populism prin această inițiativă de a șterge, de fapt, această datorie de pe seama fiecăruia dintre noi. Până la urmă, ce se întâmplă cu adevărat? Părerea mea este că, într-adevăr, este un joc politic, este o tragere de frânghie. Noi să nu uităm că președintele Republicii Moldova trebuie să plece acum recent la Bruxelles. Pe 6-7. Da, având în agenda niște întrebări iarăși strigente și având rezultatele la mână acelea care au fost obținute din Moscova, da, după întâlnirile cu Putin, clar că situația politică internă de la Chișinău, din Bruxelles, este puțin mai altfel. Și să încearcă această joacă, da, politică undeva, eu cred. Și sunt de acord cu colegul meu că, într-adevăr, este un șantaj politic. Noi să nu uităm că Igor Dodon, ca președintele țării, a fost ales de o majoritate, da, de alegători care au participat la alegeri. Și, într-adevăr, la spate are un credit puternic politic și el își îndeplinește toate promisiunile care le-a dat în timpul campaniei electorale. Dar să nu uităm că, într-adevăr, acest miliard este o problemă nu numai a cetățenilor, a țării, dar este o problemă a puterii. Pentru că din Republica Moldova s-au furat mai multe miliarde, eu cred, și în tot acest proces așa pseudo
democratizării a societății, puterea își pierde încrederea sa în fața cetățenilor. Și asta este o problemă foarte mare. Noi vedem ce se întâmplă acum pe piața Victoriei în România. Noi am văzut ce s-a întâmplat în Maidan. Adică acest sentiment de a face o revoluție, de revoluționar, undeva bântuiești prin rândurile cetățenilor Republicii Moldova. Și într-adevăr poate să fie într-adevăr o problemă pierderea încrederii a puterii. Și clar că se încearcă. Eu totuși cred că Igor Dodon va câștiga, de exemplu, acest câmp, da? Ca să nu fie dat miliardul pe seama cetățenilor. Și așa suntem un popor sărac, avem foarte multe probleme, restanțe, niște salarii mici. Și eu cred că totuși să vă găsi un numitor comun. Dar este foarte interesant care să fie mai departe acelea pasuri a puterii întoarcerea miliardului. Pentru că, de fapt, în afara unui PR politic, noi, cetățenii, vrem să vedem pași aparte, concret. Adică s-au luat banii de la Vlad Filat, da? De la Caravela sau și s-au mai vândut acolo, s-au construit o școală, s-au luat bani de la creditele cele neperformante care au fost date, s-au construit niște grădinițe și oamenii trebuie să vadă unde au plecat banii, fiecare leu care e. Și atunci se vor liniști, că eu am înțeles că undeva pe pagina oficială a Ministerului Finanțelor, da, sunt banii care au fost întorși până acum. Și este important ca puterea să facă un dialog politic cu societatea și să arăte, să prezinte, eu nu știu, un ministru finanțelor sau cineva. E ca banii au fost plecați, mai avem atâta, mai scoatem atâta, mai punem, pentru că nu se vehiculează în societate, dar în cap, undeva în subconștientul țăranului și ăla, da, sau oamenilor noștri, este că s-a furat un miliard, haideți să facem o revoluție. Domnule Volnețchi, problema miliardului este mai mult una economică sau politică? Cum? Eu zic că e și economică, e și politică, iar de când a fost adoptată legea despre care vorbim, da, care pune în cărca cetățenilor întoarcerea acestui miliard, a devenit și una socială. Adică vorbim de minimum 3 dimensiuni și fiecare dimensiune merită atenția ei aparte. Din punct de vedere economic, financiar, se zice că acel miliard nu a dispărut doar în perioada despre care se vorbea, ci a fost lucrul mai multor guvernări timp de mai mulți ani și așa mai departe, și așa mai departe. S-a făcut o afirmație, s-a făcut un prim pas. De ce nu s-a făcut și pasul 2? De ce nu se deschid parantezele? E așa cum se vehiculează că e miliardul a dispărut practic peste noapte în 2014 înainte de alegeri sau a dispărut timp de mai mulți ani? S-a furat sistematic și așa mai departe. Asta e partea economică. 2. Partea care tot ține de economie. Când și cum va fi întors acest miliard? Pentru că acel panou, cum îi se mai spune lui în popor, care este pe site-ul Ministerului Finanțelor, nu prea arată careva progrese în acest sens. Eu nu știu dacă putem vorbi... Doar de numai active, de însemnarea activelor. Da, da, da. Nu știu dacă putem vorbi despre o întoarcere reală a miliardului. E mai degrabă o mișcare așa menită să arunce praf în ochii opiniei publice, să mai calmeze puțin spiritele. Partea care ține de politică. Ați văzut cumva ca să se pronunțe nume de politicieni dincolo de cele care s-au pronunțat la prima etapă? Evident că nu. Pentru că, și iarăși, este o teză dezvehiculată în anumite medii, în acest furt al miliardului au fost implicați zeci de politicieni. Unde sunt ei? Deci sunt anumite interese politice pentru a-i camufla, a-i ține în spate sau, dacă nu este așa, atunci a fost alt interes politic atunci când s-a enunțat cifra respectivă că sunt o mulțime de politicieni care au beneficiat. Înseamnă că ei nu au beneficiat dacă nu s-a făcut lumină în acest caz nici până acum. Partea socială e și mai gravă. Noi vedem ce se întâmplă în România. Domnul Pascaru a amintit despre cele ce se întâmplă în Piața Victoriei și nu numai în țara vecină, unde iarăși s-a încercat o amnistie până la urmă, iar problema miliardului pus în cărca cetățenilor moldoveni, mie mi se pare, poate că sunt subiectiv locuind în spațiul dintre pruceniști, dar mie mi se pare chiar mai gravă decât problema pe care a scos oamenii în România în stradă. Și întrebarea mea logică este, dacă e așa, dacă ați vrut să vă asumați acest angajament față de femei și să puneți în cărca cetățenilor, cine v-a împiedicat ca concomitent cu alegerile prezidențiale să nu se cheltuie banii aiurea, faceți un referendum, întrebați-i pe oameni, vor ei să plătească sau nu? Cine v-a dat voie să decideți în locul lor ca ei să întoarcă o datorie? Iată, aceasta deja este aspectul social. Domnule Pascaru, așteptăm raportul Kroll 2. Credeți că el va face lumină în acest caz?
Cred că n-ați facă lumină. Deci e că, într-adevăr, sunt și mulți polițieni care sunt implicați într-acest furt și aici este o enigmă, pentru că s-a vehiculat acest subiect la toate televiziunile mult timp, dar noi nu cunoaștem și nu este transparent sistemul. Nu putem să cunoaștem multe lucruri. Noi putem încă să ne așteptăm cu liniștirea acestei situații, dar ceea ce se face în Parlament, asta este într-adevăr un joc cu focul. Un joc cu focul înainte la o benzinărie, pentru că noi știm că întotdeauna primăvara psihologic atrage o revoltă în masă, pentru că tot se trezește și lumea se trezesc undeva. Și într-adevăr, acest subiect cu miliardul poate să fie mai serios, mai strașnic ca subiectul cu amnistia care se face în România. Pentru că în România se face această amnistie și sunt niște jocuri din afară, totuși eu cred. Dar Republica Moldova, acest subiect cu miliardul, poate să-l trezească și pe țăranul simplu. Pentru că în momentul când îi spune că banii vor fi întorși, eu nu știu, virtual, nu știu cum da. vor ridica prețurile, asta într-adevăr este o problemă că n-are din ce mai ridica. Pensia este cât? Pensia minimă este, la mine mama primește vreo 800 de lei, de exemplu, da? Leafa este iarăși minimă, da? Din ce să mai iei și piele dintre același țăran? Și asta poate fi un motiv de explozie. Eu iarăși cred că acest joc focul va fi oprit și iarăși președintele țării a să facă posibilul și imposibilul și a să iasă dintre această situație, pentru că este un tupic de asta, este un... Domnule Volnițchi, haideți să discutăm un alt aspect al vieții social-politice, haideți să vorbim despre partide politice și despre subvenții. Spuneți-ne, vă rog, o întrebare poate tranșantă. Era cazul ca să se meargă pe această idee ca partidele politice să fie subvenționate? Cum vedeți problema? Bine, ideea respectivă se discută de mult și ea urma să intre în vigoare încă în perioada când comuniștii erau la guvernare în Republica Moldova. Atunci, sub diferite pretexte, în primul rând că nu sunt bani la buget, apoi că nu e moral ca în timp ce unii cetățeni trăiesc la limita existenței sau unii chiar și sub limita existenței, partidele să primească bani. Dar dincolo de aceste motive oficiale, exista un motiv neoficial. Și acest motiv, de fapt, el era principalul, era că guvernarea, fiind la putere, avea acces la resurse financiare suficiente. Iar alocarea banilor din buget doar consolida pozițiile opoziției. Și atunci, sub diferite pretexte de ordin moral, financiar, bugetar și așa mai departe, se anula intrarea în vigoare a acestei legi. Dintr-un anumit punct de vedere, într-adevăr, nu e chiar bine că, uite, se alocă bani pentru partide, iar calitatea partidelor noi o cunoaștem. Dar există minimum două argumente care justifică alocarea acestor bani partidelor. În primul rând, să nu uităm totuși că pentru partidele de opoziție, care nu au acces la resursa administrativă și la banii care reies din această resursă, aceasta este o posibilitate reală de a-și consolida pozițiile, de a investi acești bani în promovarea propriilor, în consolidarea echipii, în promovarea propriilor idei, în apropierea de alegători. Este poate unica posibilitate pentru partidele respective și ea este foarte importantă, mai ales în condițiile în care în Republica Moldova avem o democrație extrem de fragilă. În al doilea rând, există și aspectul care ține de controlul banilor pe care iau partidele. În momentul în care un partid primește bani de la bugetul de stat, el automat își deschide contabilitatea pentru mult mai multe organe decât până în momentul în care el primea acești bani. Spre exemplu, asta ar fi un aspect pozitiv. Asta e un aspect pozitiv, asta ce avem în vedere. Spre exemplu, în acest an, în premieră absolută, Curtea de Conturi va avea acces la bugetele partidelor. Curtea de Conturi va intra în contabilitatea partidelor politice și va verifica utilitatea, modul în care a fost utilizat banul public. Și aceasta iarăși este un aspect foarte și foarte important. Plus să nu uităm și aspectele secundare, dacă le putem spune așa. Spre exemplu, știm că banii nu se acordă pur și simplu așa partidelor, ci în anumite condiții. Iată, o condiție este ca ei să nu beneficieze doar de bani din bugetul de stat, ci să aibă și cotizații de membru. Într-un fel, responsabilizează și pe interior partidele respective. Adică sunt aspecte negative, evident, și la ele m-am referit mai sus, dar sunt și o mulțime de aspecte pozitive, care tot nu pot fi ignorate.
Domnule Pascaru, aceste subvenții, iată, am în față cifrele, vor varia aproximativ de la 710 lei lunar pentru PLDM și până la Partidul Regiunilor din Moldova, 693 de lei pe lună. Este o oscilare destul de mare. Haideți să vedem până la urmă, în contextul ceea ce spunea domnul Volnitski, oare era cazul ca în condițiile economice precare ale țării să meargă pe subvenționarea partidelor? Știți, Napoleon a spus că dacă nu veți hrăni armata voastră, veți hrăni o armată străină. Și asta este corect. Dar în mare parte ne aduc aminte timpurile de prin colhoz, când era pe timpul sovietic, fiecare brigadă avea normă. Da? Și aici noi încercăm să facem, să construim o democrație pe niște bani a statului. Eu nu cred că acolo sunt foarte mulți bani, dar să vă spun că eu... aș da, nu știu, 100% că partidele n-a să ții din banii ăștia. Este un joc undeva totuși la spate. Mare parte banii care sunt folosiți în companie electorală, noi știm cum sunt. Ori veniți undeva de după hotare, sunt interese geopolitice sau acolo, eu nu știu, sunt multe interese. Eu știu că, de exemplu, nu spun care țară, dar îi se acordă 100 de milioane pentru întărirea democrației în Republica Moldova, da? Sau pentru întărirea, iar, dreptul la liberă exprimare și mai departe. Unde se duc banii ăștia? Clar că tot se duc la niște centri informative care se folosesc partidii și mai departe. Sunt niște scheme. În mare parte, eu cred că asta nu va da acea explozie de dezvoltare a societății moldovenești într-o democrație, pentru că o idee nu poate să cumpere cu niște bani de la stat. Totuși, accentul ar fi pe acelea cotizații de membru, pe acelea alegeri a niște oameni, eu nu știu, de afaceri, care tot au niște idei potrivite. Dar și din altă parte tot pot să mă contrazic, într-adevăr, sunt tineri care au niște ambiții și au niște idei, dar nu poate să-și alcătuiască un marketing, să strângă niște bani. Și asta tot probabil să fie problema. Dar știți, câteodată un exemplu dintr-o altă țară nu poate să fie perfect pentru, da, realitatea pentru noastră. Țara noastră. Și eu, de exemplu, n-am un răspuns la această întrebare. Poate ar veni mai mulți tineri politicieni, da, care vin din universitate, dar iară, care este experiența acestor politicieni? Poate ar veni niște partide mai pro-stataliste, pentru că iarăși statul plătește bani, el nu poate să iasă cu mesaje anti-statale așa mai departe, pentru că iarăși nu corespunde, n-ar corespunde niște cerințe, da. Să vedem, ar fi într-adevăr un experiment pentru noi, dar sunt într-adevăr multe vorbe, chiar aceia lege care au fost cu voluntariatul, da, au ieșit, nu lucrează legea, apoi ajutorul organizațiilor neguvernamentale, da, parcă s-au încercat, dar noi vedem cum au fost organizațiile acelea neguvernamentale la zero, așa și sunt la zero. Noi vedem granturi venit de după hotare, da, dar cine primește acelea granturi sau acelea bani? Oameni simpli sau din raioane sau din sate? Nu, iarăși sunt niște scheme de familie, de rudenii și așa mai departe. Vom vedea, eu cred. Domnule Volnitski, dumneavoastră sunteți probabil cel mai bine documentat la acest aspect. Câte partide politice avem noi la ora actuală? Și haideți cel puțin ipotetic să vorbim despre ce sume ar trebui să fie achitate acestora. Oare bugetul țării este cel care va ține piept acestei provocări? Vă rog. Bine, aici eu cred că mai puțin contează numărul de partide, da, pentru că banii respectivi se alocă în funcție de performanțele în, da, alegerile, adevărat, locale și în alegerile parlamentare. În ultimele două, da, 2014 și, da, da, 2015. Putem să avem, prin urmare, putem să avem nu 45, dar putem să avem la moment, spre exemplu, 100 de partide din Republica Moldova. Însă dacă doar 3 dintre ele sau 5 dintre ele vor înregistra performanță electorală, banii respectivi care se alocă în fiecare an prin legea bugetului de stat vor fi distribuiți nu între 100, ci între 5. Deci se ia la bază criteriul performanței. Dar aveți perfectă dreptate că și dumneavoastră, domnul Pascaru, și dumneavoastră, domnul Madan, pentru că aici există un aspect foarte și foarte important când ați folosit noțiunea de experiment. Da. Eu zic că involuntar vom ajunge cu toții să constatăm în foarte scurt timp că ceea ce avem la moment la capitolul mecanism de finanțare a partidelor din bugetul de stat este doar un experiment. Haideți să modelăm o situație pur teoretică. În ultimul timp se vorbește foarte mult despre posibilă schimbare a sistemului electoral. Unii politicieni vorbesc deja cu certitudine că așa va fi. Se schimbă regulile de joc. Și eu am folosit
intenționat cuvântul performanță electorală. A cui performanță electorală în cadrul sistemului uninominal sau în cadrul sistemului mixt va fi luată drept bază ca și criteriu pentru finanțarea partidelor. Prin urmare, ceea ce avem noi astăzi, nici pe departe nu e un model bătut în cuie, e un model ajustabil, un model care e dependent de ulterioarele modificări ale legislației electorale. Și vom ajunge să constatăm că am avut o primă încercare care a trebuit să o ajustăm, prin urmare, ceea ce avem la moment este doar ceva foarte și foarte aproximativ. Dar, totuși, e corectă abordarea dacă e să luăm în calcul că totuși principiul de bază la finanțarea partidului de bugetul de stat este performanța electorală. Să vedem cum vom ajusta această performanță electorală la noile realități care ar putea să intervină în foarte scurt timp. Domnule Pascaru, ați pomenit ceva mai devreme despre cotizațiile de membru pentru unele partide politice. Întrebarea mea se axează anume pe această dimensiune. Credeți că este suficient? Un partid politic poate exista doar din ceea ce oferă membrii acestora și din donațiile legale? Pentru că dacă ne aducem aminte, campania prezidențială recentă a demonstrat faptul că există anumite scheme, există anumite persoane care fac anumite transferuri și până la urmă rămân a fi destul de dubioase. Și iarăși depinde. Noi dacă vedem partidele care au tradiții, da, de, nu știu, 10 ani, care s-au transformat apoi în niște blocuri, au trecut în alte partide, la spate au oameni care sunt policieni, profesioniști. Oamenii ăștia întotdeauna au avut o bază materială. Dacă să luăm așa, acelea bază materiale au rămas încă de perioada aproape post-comunistă, da? Așa să spunem. Atât că erau multe locații în timpul Partidului Comunist care erau folosite și atunci. Și nu numai locații, dar și materialul. De atât ideologia nu s-a schimbat, da? Drapelii lui Lenin, acolo niște monumente, erau, chiar, era o situație chiar așa, exotică. În mare parte, partidele și alea își păstrează a lor localuri, își păstrează și acelea cotizații care sunt de membru, da, le mai strâng, dar eu nu cred că ajunge pentru un partid, pentru că un partid cheltuie bani în mass media, dacă mai are o televiziune, ziarul personal, da, partidului care își transmite ideile, o pagină web, da, numai decât are niște oameni care își împart ideile pe raioane. Nu avem așa multe raioane, dar iarăși sunt multe cheltuieli. Și iarăși, acum moldovenii sunt puțin așa mai pragmatici. El, chiar dacă este parte la un partid, fără bani nu se lucrează. Și asta spune chiar și Iuri Roșca. Spune că se duce undeva în teritorii și lumea se uita în geantă și întreba și i-a dus. Și, de fapt, eu, iarăși, sunt pe poziția că nu se mai ajung aceștia bani și, din mare păcate, aceștia bani sunt, iarăși, luați din schemele astea corupte care sunt în centrele administrative, în primăria, la Chișinău care sunt, da? Aștia care sunt loțuitori. Noi cunoaștem exemplul primăriei Chișinău, câți au fost închiși de corupție, juriști, secretari și așa mai departe. Strâng bani, și ăștia tot știu, strâng bani, o parte dă un partid, o parte dă la ziar, o parte dă încolo. Și de fapt acest sistem, eu cred că trebuie distrus cumva. Și aceste inițiative care vin să dă ilegal niște bani din stat la partidele astea, iarăși care sunt la guvernare, poate cumva să încerce să distrugă sistemul ăsta corupt. Dar mie iarăși, univa, cred că este foarte greu la moldoveni să distruge corupția. Asta cum s-a dus o delegație europeană și face niște seminare pe democratizarea societății univa pe în Baku. Și îi spune că te duci la medic, nu trebuie să dai mită, te duci la asta. Cum să nu dau mită? Dacă eu mii de ani, când mă ducem la medic, el m-a controlat, îmi spune care este diagnoza și îi dădem bani. Nu se poate discuta acest fenomen. Și la noi tot, probabil, trebuie de găsit o soluție, dar și nici experții străini nu poate să o găsească. Asta iarăși ajunge la dezvoltarea unui culturi politice la toată societatea moldovenească. Pentru că ziua de mâine în politică, eu cred că partidele sunt epuizate. Domnule Volnițchi, atunci când vorbim despre finanțarea partidelor politice, credeți că aici a fost o carență și de aceea s-a mers pe ideea de a propune subvenționarea lor?
Eu cred că aici a fost mai degrabă și o presiune oarecare. Deocamdată nu știu dacă îi putem spune o presiune externă, dar probabil putem vorbi de o presiune indirectă și din exterior. Ori de câte ori am văzut formulate anumite recomandări pe marginea scrutinilor electorale, pe marginea finanțării campaniilor electorale, ori de câte ori s-a vorbit despre anumite avize din partea organismelor internaționale, a Comisiei de la Veneția, ori de câte ori s-au făcut recomandări din partea PCE-ului, CIE-ului și așa mai departe, undeva în plan secund tot timpul figura și problema finanțării partidelor. Nu se zicea expres dați-le bani din bugetul de stat, dar se zicea gândiți-vă la niște mecanisme care ar democratiza și ar transparentiza activitatea financiară a partidelor. Și eu zic că probabil dincolo de ochii noștri, undeva partenerii externi nu exclud să fie condiționat, pentru că tentația era foarte mare și pentru actuala guvernare, ca și pentru precedentele, să lase opoziția fără bani. Pentru că aceasta este o sursă financiară importantă pentru opoziție. Noi avem partide de opoziție acum care primesc mai mulți bani decât partidele de la guvernare. Și eu nu cred că acest lucru nu îi deranjează pe cei de la putere. Și probabil dacă ar fi avut un spațiu de manevră, cum au avut precedentele guvernări, nu ar fi ezitat să profite de acest spațiu de manevră. Undeva s-a închis acest spațiu, undeva în cadrul discuțiilor dincolo de ochii noștri, el s-a închis. Și probabil a venit ca o condiționalitate. Numai așa îmi explic eu ceea ce s-a întâmplat anul trecut și se întâmplă și în acest an. Atunci când vorbim, iată, despre finanțarea partidelor politice, vreau să aflu și punctul dumneavoastră de vedere. E o întrebare tranșantă, dar poate pune accentul pe ei. În condițiile Republicii Moldova, e posibil să faci politică fără bani? Absolut imposibil. Eu înțeleg aluzia. Da. Probabil vă referiți la unele partide care, partid anume, care periodic declară deschis că uite, noi am cumpărat un pix, aici am cumpărat o foaie de hârtie. Da. Eu zic că acesta este un fenomen foarte și foarte trecător. Alegătorul din Republica Moldova, tot acel element care are cumva conexiuni cu activitatea politică, el este alentat, el este educat într-un spirit anume și nu poți peste noapte, într-o țară în care politica însemna foarte mulți bani, cea mai mare parte a acestor bani, peste 90%, dată neoficial, în plicuri, pe sub masă și așa mai departe, și să vii să zici, uite, de azi totul s-a terminat, stimate alegător, stimate agitator, stimate activist și așa mai departe, voi până acum lucrați în anumite condiții, eu vin și vă impun să lucrați în cu totul alte condiții. Eu înțeleg că eu e ceva spre ce trebuie să tindem, dar din păcate aceste afirmații și aceste tendințe sunt încă departe de a-și găsi realizarea în practică. Da, trebuie să pornim de undeva, da, e bine că se fac anumite tentative în acest sens, dar nu trebuie să ne facem iluzii că lucrurile s-au schimbat peste noapte. Domnule Pascaru, haideți să ne oprim un pic la sume. Spuneam la începutul acestei emisiuni, pentru cei raportat la alegerile din 2014 vor primi câte 1 leu și 11 bani, pentru cei din alegerile 2015 0,47 de bani. Sumele în viziunea dumneavoastră vi se par simbolice, reale sau cum ar trebui să privim? Dacă sau este un început? Iarăși un citat de lui Stalin, și de număr alegerile, da? El controlează în parte voturile, da. Da, voturile. Și așa tot, chiar să ai banii și ai luat la stat, da? Și într-un moment înainte de alegeri, cu 2-3 săptămâni, se ridică taxa la publicitate la televiziune, la câteva mii de euro. Ți nu-ți ajungi nici o minută să spui mesajul electoral. Clar că este așa, iarăși această sumă va fi alocată lunar, așa propun. Eu cred că în mare parte politicienii noștri, iarăși ei acum în Parlament, au timp după vacanță să-și revie la niște chestii foarte importante pentru țară și astea sunt niște chestii așa de încălzire, da? De încălzirea societății, de ratat că noi nu avem așa mari probleme, putem să discutăm niște finanțarea partidelor politici, putem să... Deci că astea nu sunt într-adevăr niște chestii atât de serioase. Da. Partidele care au fost la guvernare, care au fost la putere, întotdeauna au găsit bani. Pentru că au făcut posibil și imposibil și eu nu cunosc niciun polician care a fost în Parlament sau încolo, care acum este boschetar sau mare de foame. Adică atât și bine mersi. Eu cred că sunt întrebări mai stringente care Republica Moldova trebuie să atragă atenție. Relațiile cu Tiraspolul, relațiile cu iarăși Occidentul, cu Moscova, pentru că într-adevăr suntem într-o situație de răscruși, mai ales
văzând și se petrece, nu departe, uitați-vă în Turcia, iarăși niște revoluții, omoruri, vedem în București, vedem în Kiev, pentru că noi trebuie să fim o societate într-adevăr unită pentru niște evenimente foarte serioase. Și într-adevăr Parlamentul trebuie să aibă o agendă destul de serioasă, pentru că într-adevăr să fie schimbări, vrem noi, nu vrem să fie schimbări, să vedem într-adevăr cu ce s-a terminat toate acestea revoluții, da, așa pseudo, cum vedem pe rețelele societate sociale din București, vom vedea cu ce s-a terminat acum, am înțeles că undeva prin Ucraina, pe lângă Donetsk, Adievka, s-au început acum niște mișcări masive a trupelor ucrainești și inclusiv cu băieții de la Donetsk, și astea poate să treacă la niște situații complicate. Cu atât mai mult noi avem alături de noi Tiraspolul, care ei tot nu sunt de acord cu multe momente și de politica noastră moldovenească. Și agenda deputaților ar trebui să fie alta. Că acestea sunt niște coși de răsărite, așa, aruncate prin Parlament sau de ochii oamenilor. Noi trebuie să vedem în mare parte și că am nimerit într-adevăr într-un loc unde președintele țării, da, deseană niște lucruri foarte frumoase, da, cu Moscova, cu Rusia. Vedem deputații în Parlament nu sunt de acord și iară fac niște declarații de astea așa mai pompoase, mai... Dar a să vedem și a să fie mâine. Domnule mai... Volnițchi, aceste lucruri, mă refer la finanțare, vor spori lupta politică, vor aduce de la periferie unele partide politice în prim plan, se va da o bătălie pe viață și pe moarte? Aș vrea să cred că așa va fi, dar din păcate în ultima perioadă noi asistăm la niște tentative foarte bine dirijate, foarte bine direcționate de a distruge însă și esența a ceea ce înseamnă un partid politic într-un stat democratic. Se încearcă diminuarea cu orice preț a rolului partidelor în viața politică a Republicii Moldova. Vă voi da doar câteva exemple. Uitați-vă precedentul absolut anormal care s-a creat în procesul de desemnare a candidaților la funcția de președinte. Pentru ce există un partid? Înseamnă că dacă este un partid, el are minimum câteva mii de membri. Acești câteva mii de membri au anumite drepturi, inclusiv dreptul de a delega persoane pentru funcții elective în stat, inclusiv pentru funcția de președinte. De ce un partid a fost pus în situația în care să se manifeste ca un candidat independent? Nu contează, înaintează partidul un candidat la funcția de președinte sau o persoană decide împreună cu prietenii lui să se manifeste ca și candidat la președinție. Adă 15.000 de semnături. Ești pus în aceeași situație. Se diminuează rolul partidului. Acum, iarăși, aceste discuții despre sistemul uninominal sau sistemul mixt. Iarăși este o lovitură aplicată Institutului Partidului în Republica Moldova. Și iată, în aceste condiții îți pui anumite întrebări. Pe de o parte, parcă s-ar dori ceea ce spuneți dumneavoastră, ca partidele să intensifice lupta. Uite, au și un stimulent. Cu cât mai multe voturi ei, cu cât e mai mare procentul, cu atât mai mulți bani primești din bugetul de stat. Dar pe de altă parte, se face tot posibilul pentru marginalizarea, pentru excluderea partidelor din viața politică a țării. Este o contradicție și undeva eu chiar consider că e un mare nonsens ceea ce se întâmplă, ceea ce vedem noi că se întâmplă de vreo jumătate de an încoace. Dumneavoastră, în calitate de analist în domeniul partidelor politice, mi-am și însemnat aici. Spuneți-ne, vă rog, se ține întotdeauna cont sau ar trebui să se țină cont de doctrină? Spuneți-ne, vă rog, astăzi, la ora actuală, partidele politice existente, am putea începe chiar de la cele de la guvernare, îndeplinesc măcar o parte din ceea ce prevede doctrina? Nu, este doctrina... Sau cât de compatibil atunci să ajungem doctrina cu afirmațiile membrilor? Știți, eu chiar odată mă gândeam pe cât de axate, pe cât de ancorate sunt partidele politice pe ceea ce se numește doctrină clasică. Noi practic nu avem astfel de partide. În Republica Moldova spunea cineva că există o singură doctrină. Și această doctrină este populismul. Și cam toate partidele din Republica Moldova, cu mici excepții, dar cam toate, sunt axate anume pe această doctrină. De ce trebuie ca ele să-și declare uneori, din când în când, aderența la anumite doctrine? Eu înțeleg lucrul acesta, în primul rând, ca pe o modă.
ca pe un bon ton pe care ar vrea ei să-l dea și să transmită anumite mesaje și în al doilea rând ca pe o modalitate eficientă de apropiere de marile familii europene, pentru că apropiindu-te pe filiera doctrinară de marile familii europene, obții automat și anumite beneficii. Fie că e vorba de beneficii sub formă de instruiri, de schimb de experiență, fie e vorba de susținere politică, mesaje care vin permanent, fie că e vorba, cum a fost cazul PLD-ului când a fost la guvernare și a convertit relația sa cu Partidul Popular European, majoritar în organele de conducere ale Uniunii Europene, a convertit în anumite beneficii, cum se declara la acea etapă, pentru Republica Moldova. Iată cam din acest punct de vedere, doctrinele sigur că sunt utilizate de unele partide din Republica Moldova, dar la modul real nu există doctrine. Există singura doctrină pe care o propovăduiesc, dacă putem spune așa, toate partidele din Moldova, populismul. Domnule Pascaru, haideți să discutăm despre partide politice și noua elită, dacă am putea o numi așa. Această susținere financiară, spuneați ceva mai devreme, ar oferi posibilitatea tinerilor ca să vină în politică. Întrebarea mea este una foarte delicată. Pe de o parte, avem loc pentru afirmarea partidelor politice și a liderilor acestora, iar pe de altă parte, ei ar trebui să vină și să convingă, de fapt, electoratul că merită să acceadă la putere. Ori asta, prin esență, este menirea unui partid politic, de a ajunge la putere. Spuneți-ne, vă rog, astăzi, în Republica Moldova, tinerii reprezintă acea forță despre care ne-am dorit fiecare dintre noi să se manifeste și să vină cu un nou suflu în politică? Absolut nu. Fiind în diferite programe de tineret mai mult de peste vreo 15 ani, chiar o perioadă am condus Guvernul Tinerilor din Republica Moldova, am avut multe proiecte, mai conduc o organizație internațională de tineret, una din cei mai mari organizații tineret din lume, YMCA. Sunt implicat în mișcarea de tineret Voievod, în diferite proiecte, am fost activ întotdeauna într-acest proces, ne-am implicat cât și am avut posibilitate. Dintr-o parte, văzând care este situația, noi nu avem, din mare păcate, organizații de tineret care sunt ieșite din pământ. Dar noi avem acolo niște organizații incubator, pe lângă niște organizații politice, dar iarăși ele dispar. Să ne ducem aminte, unde sunt tineri din noua generație, da? Care au fost mulți tineri formați de acel partid. Da, mai sunt acolo câțiva jurnaliști care își mai spun opinia sa sau se implică în discuția asta socială, dar în mare parte nu sunt. Noi vedem acum tinerii se duc acolo la partidele care sunt la guvernare, da? Acum unii sunt consomoliști, dar ei nu mai sunt. Mai sunt acolo vreo 10 tineri care încearcă ceva să mai mizeze pe rețelele de socializare. La noi se pierde cultura de a transmite puterea oamenilor care sunt la putere, da? Să-i spunem așa, elite politice, la celor tineri. Din mare păcate, puterea sunt transmisă la neamuri, la nepoți, la fiini, la cumetri și așa mai departe. Și asta este o mare problemă, pentru că și problema este inclusiv de în 7 aprilie 2009, când în mare parte tinerii și ei nu trebuie să fie bătuți în centrul orașului. Erau multe metode, sunt multe metode, dar de fapt de ei s-au bătut joc. I-au bătut, au umplut toate sexele astea de poliție și așa mai departe. Au apărut o frică între acești tinerilor, le era mai ușor să lepi de țară, să plece undeva în străinătate, că ei nu sunt un proces care este implicat între această conducere a unui stat. Și de fapt, iarăși, acest 7 aprilie, el poate să mai explodeze, pentru că tinerii nu sunt văzuți. Noi vedem Ministerul Tineret și Sport. Da, au pus un ministru tânăr, dar care este efectul lui? Zero efect. Organizațiile guvernamentale cum au murit de foame și nu mai sunt? În afară de cele care primeau granturi de univa de după hotare. Acum tot e așa. Și cum poate să reziste o organizație neguvernamentală de tineri care nu au bani pentru oficiu, nu au bani pentru un xerox, nu au bani. Și de mare păcate ei se strâng și fac politică în cluburile de noapte, da? Sub diferite droguri și așa mai departe. Și asta este una din cei mai mari probleme
pentru tinerii care vor ceva din țara asta? Domnule Volnițchi, eu în calitate de cetățean al Republicii Moldova, atunci când merg la vot, deleghez un partid politic care să-mi reprezinte drepturile mele în Parlament. Acum, haideți să vedem de cealaltă parte sau cealaltă latură. Care sunt drepturile mele de a cere ca acele așteptări să fie realizate până la urmă? Atunci când vorbim despre procesul decizional, ca să fie luat în calcul și viziunea mea, să fiu consultat, cum stăm noi la acest capitol? De ce noi doar mergem la vot, am aruncat buletinul în urnă și cu asta s-a terminat participarea noastră în proces decizional? Stăm, din păcate, foarte prost la acest capitol. Practic, societatea nu are pârghii pentru a-și manifesta nemulțumirea și pentru a-și rechema votul, dacă putem să ne exprimăm astfel. Nu există nici măcar posibilitatea atragerii la răspundere pentru un minim de devieri de la promisiunile electorale făcute politicienilor. Nu există nici măcar ancorarea politicianului față de segmentul de electorat care l-a delegat în funcție respectivă, într-o funcție sau alta. Și când spun acest lucru, am în vedere inclusiv fenomenul traseismului, care a cunoscut o înflorire fără precedent în Republica Moldova, în special în ultimii un an și jumătate. Uitați-vă ce parlament avem noi acum la această etapă. Corespunde acest parlament votului acordat de cetățeni în ultimele alegeri parlamentare? Cer scuze, pe dracu, nu corespunde deloc. De ce? Pentru că partidul care s-a plasat pe locul 4, partidul care a acumulat o cincime, mai puțin de o cincime din voturile exprimate de cetățeni în cadrul acelui scrutin, acum a ajuns să decide tot în această țară. În țară, unde ați mai văzut undeva pe glob ca primele trei partide care s-au plasat în preferințele alegătorilor într-un scrutin parlamentar, toate trei se află în opoziție. Ce e aceasta? A cărei opțiuni electorale este expresia acest parlament și chiar și acest guvern? Nu am nimic cu ei, treaba lor să guverneze cum vor acolo, dar nu se poate de procedat chiar în așa hal. Și așa politica în Republica Moldova este percepută ca cea mai murdară dintre toate ocupațiile posibile. Și așa politica se consideră a fi o prostituată, îmi cer scuze de expresie. De ce pedalăm? De ce oferim cele mai proaste exemple alegătorilor? Cum îi motivăm noi să iasă ei la următoarele alegeri? Cum va veni omul să voteze, să zică eu am votat pentru partidul care s-a clasat pe primul loc, eu pentru partidul pe locul 2, eu pentru partidul pe locul 3, dar ce contează votul meu, că oricum va guverna cine vor decide ei. Iată, din acest punct de vedere, sigur că societatea în Republica Moldova nu are nici cea mai minimă pârghie de influență asupra politicienilor. Vin, îi mint în ziua alegerilor și în campania electorală, după care totul se termină, se întorc și la revedere. Stimați alegători, ne vedem la următorul scrutin. Nu e corect, nu e omenește și nici nu e moral și legal măcar acest lucru. Dar oare înțelege cineva asta în Republica Moldova? Nu mă mir că la următoarele alegeri vom avea un absenteism fără precedent. Și nu e vorba doar de oamenii care pleacă din țară pentru totdeauna. Unele statistici zic că pleacă 106 oameni în fiecare zi din Republica Moldova. Altele rotunjesc cifra la 1910, da, așa sunt datele. 50.000 de oameni pleacă pentru totdeauna anual din Republica Moldova. Nu doar aceasta va determina absenteismul politic, pentru că unii dintre ei își pot exercita totuși cu unele probleme, dar își pot exercita votul și peste hotare. Alegătorul din Republica Moldova va deveni apatic. El nu va mai vedea rostul să participe în alegeri. Votezi, nu votezi, oricum se întâmplă nu așa cum votezi tu. Iată, demotivând oamenii să iasă la alegeri, noi aplicăm o lovitură mortală democrației noastre și așa firave și așa nefuncționale. Domnule Pascaru, pe final de emisiune vreau să revenim la ceea ce am discutat în prima parte a ei. Vreau să vă întreb, va scădea din ambițiile politice guvernul și parlamentul atunci când vorbim despre acest miliard furat și va accepta viziunea domnului președinte de a-l anula? Cum credeți? Ce ne așteaptă ziua de mâine, metaforic zic? Eu cred că dacă președintele țării, Igor Dodon, are atâta încredere, un credit de încredere la cetățeni, el trebuie să fie auzit și de parlament și de guvern.
Pentru că, într-adevăr, s-a promis niște lucruri la alegeri și s-a făcut. Noi vedem între acestea bune relații cu Tiraspol sau între acestea încercări, de acum nu mai sunt acelea foi de migrație. Eu plec la mine acasă, în Chircăiești, la Căușin, când merg pe la Bender, nu mă pune să scriu, să stau câte jumate de oră în niște rând, să stau acolo să mă înjosesc în fața la băieță și etilanță. Este un lucru bun. Mai departe, noi vedem acestea forumuri economici care au organizat președintele. Dacă mâine s-a deschide hotarele, știți, au liberat depozitele de vin, de poamă, de ce mai iau acolo, vin bani în țară. Nu stăm la europeni cu mâna întinsă, dați acolo niște credite să le furăm. Dar a să vii niște bani în țară. Președintele are un credit de încredere la societate și trebuie respectat. Parlamentare nu au atâta credit cât are președintele și acest război nu trebuie să fie între ei și un război de nimic. Eu înțeleg când se face un război, niște teme foarte importante, mâine suntem în Uniunea Europeană și mâine suntem în Uniunea asta vamală, hai să alegem, atunci e război, dar când nu este câmp de discuții și sunt niște întrebări de astea așa mici, nu trebuie să fie război. Beneficiul fiecărui cetățean. Trebuie să atragă atenție beneficiul fiecărui cetățean și miliardul trebuie să-l întoarcă de la hoți, dar nu de la țăranii cei care o duc greu mai așa mare de capul lor. Domnule Volnețchi, domnule Pascaru, aici părere de rău trebuie să punem punct emisiunii noastre, timpul s-a scurs mult prea repede. Stimați telespectatori, atât am reușit în cadrul emisiunii Reflector Analitic de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenția cu care sper că ne-ați urmărit și în numele întregii echipe vă mulțumesc și vă doresc o seară bună.